Pe parcursul anilor ne-am confruntat cu solicitări de taxe de poluare, taxe de sigilare, taxe de brokeraj sau de parcare sau alt fel de taxe care mai sunt, mai apar. Deci niciodată nu este foarte clar câte taxe sau cine are dreptul să le, să le solicite și aici se cere o paranteză, destinatarii noștri, beneficiarii, sunt diferiți și atunci când este vorba de un primar sau de o asociație obștească și este vorba de 300 de lei sau 500 de lei, se gândesc mai bine o achit ca să treacă mai repede tirul și la urma urmei 300 de lei nu contează. Dar când se adună lucrurile astea, sigur că ajungem la niște sume. Deci dacă guvernul totuși solicită ajutor umanitar și încă n-am întâlnit niciodată vreun reprezentant al guvernului sau care să ne spună că nu, Moldova nu are nevoie de ajutor umanitar. Deci, într-un fel, Republica Moldova se recunoaște, are nevoie de ajutor umanitar. Dar îi se pun așa niște impedimente care pe noi ne fac să credem că cineva vrea să se îmbogățească și să aibă venituri și de pe urma ajutorului umanitar. Wir haben darauf in den letzten Transport, der hier am 14. Juni von mir abgesandt wurde, bis an der Grenze stehen lassen. Das kostet mich pro Tag Standzeit, die unnötig ist, 250 Euro. Das Verhalten des Zolls diesmal hat dazu geführt, dass ich zwei Tage a 250 Euro Standgebühr für den Lkw-Unternehmer bezahlt habe, dass ich mich, weil das schnell erledigt werden musste, denn der hat weitere Aufträge, in mein Fahrzeug setzte, weil ich kein Flugticket kriege, in 22 Stunden von Deutschland nonstop hierher gefahren bin. Der ganze Spaß kostet mich auch weit über 1000 Euro. Also durch das Verhalten des Zoll uns wieder ein Schaden von etwa 2000 Euro erwachsen ist und ich bin nicht mehr gewillt, das in meinem Alter zu akzeptieren. Meine mir restlich verbleibende Lebenszeit ist zu kurz, als dass ich mich mit diesen Idiotismen auseinandersetze. Ich werde auch ein bisschen erzählen, was mit dem Transport war. Ja. Și acum, ca să vă relatez exact cazul de săptămâna trecută, care ne-a provocat deja să organizăm această conferință de presă, pentru că celelalte se adună, dar acesta a fost deja ultima picătură. Deci am avut un lot umanitar destinat Fundației Johann Sebastian Bach. În acest lot umanitar erau obiecte sanitare, erau detergenți și alte lucruri. Și pentru detergenții de aici, din acest lot, s-a solicitat o sumă foarte mare ca taxă ecologică de peste 40.000 de lei pentru a fi acceptat transport, deci pentru a fi introdus în țară. Sigur că este o taxă extrem de mare și oricum noi nu suntem, nu dorim să achităm niște taxe care, de care de fapt ar trebui să fim scutiți în calitate de importator de ajutor umanitar. Faptul că camionul a staționat în vamă ne costă pe noi 250 de euro pentru fiecare zi de staționare. Deci un camion reținut este, de fapt, o zi pierdută pentru camionul respectiv. Și pentru două zile cât a staționat camionul, deci, vă dați seama, avem de plătit 500 de euro taxă. În plus, deoarece problema nu se rezolva și la Ministerul Mediului s-a ajuns, printr-o scrisoare oficială, a fost comunicat fundației că trebuie să achite această taxă, deși în lege este scris că ajutoarele umanitare sunt scutite de această taxă. Deci, oricum, cei de la vamă nu vroiau să lasă tirul să treacă. Deci, în acest caz, ca și în altele așa mai extraordinare, domnul Hartig a fost nevoit să vină la vamă să rezolve situația, deci să vină personal la Republica Moldova. Deoarece nu a găsit niciun bilet la avion urgent, pentru că nu mai există, nu mai erau locuri, a fost nevoit să vină cu automobilul propriu, fără nicio pauză, în 22 de ore a ajuns din Germania, Republica Moldova. Călătoria dumnealui încoace îl costă iarăși 2000 de euro, plus cazarea la hotel, drumul și așa mai departe. Deci, vă dați seama, paguba noastră, doar pentru acest camion, este de 2500 de euro, neachitând niciun fel de taxe. Bine. S-a rezolvat. Deci, cu scrisori, cu intervenții, deci tirul oricum a trecut fără achitare niciun fel de taxe. Deci, este posibil. Mai ales că în aceste scrisori, dacă îmi permiteți, în aceste scrisori nu este scris altceva decât că trebuie respectată legea. Iată, avem scrisoarea din partea domnului Vecislav Ioan. Și în scrisoarea aceasta
Domnul Ioniță, de fapt, se referă la legea privind plata pentru poluarea mediului numărul 1540, 13 din 25 februarie 98 și spune clar că subiecții prezente în legi sunt persoane juridice care desfășoară activitate economică generatoare de poluanți. Și, de asemenea, scrie că, pornind de la cele menționate, Fundația Culturală, fiind organizație necomercială, se încadrează perfect în cadrul legal pentru a beneficia de facilitățile respective privind scutirea de plată pentru poluarea mediului în cazul introducerii pe teritoriul țării ajutoarelor umanitare. Deci, într-un fel, domnul Veceslav Ioniță nu spune decât că o fundație culturală este, de fapt, o fundație culturală, o fundație non-profit, respectiv nu este, nu desfășoară activitate economică și este scutită de plata acestor taxe. Cu ajutorul acestei scrisori, prin care este, de fapt, scris că trebuie respectată legislația, da? Camionul nostru a trecut fără a achita 44.000 de lei sau cât era solicitat. Deci, și cu câteva zile înainte, la solicitarea Fundației Culturale Bach, Ministerul Mediului a dat și el un răspuns, iar Ministerul Mediului a spus că în legea privind poluarea mediului se prevede scutiri pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului și în acest context Ministerul nu are bază juridică pentru anularea plăților ecologice solicitate de dumneavoastră. Deci poziția Ministerului Mediului este că trebuie achitată taxa, poziția Parlamentului este că nu trebuie achitată taxa. Și atunci, într-adevăr, înțelegem întrebarea corectă pusă de domnul Balițchi, directorul serviciului Vamal, care ne-a spus ce trebuie să facă un funcționar de la VAM în cazul acesta, când are două răspunsuri din partea statului, să zicem, da, din partea guvernului și din partea Parlamentului, care sunt absolut contradictorii. Aici ajungem la acea neclaritate care există în legislația noastră, dar și la acea netransparență și, după cum vă spuneam, dacă vine domnul Hartig din Germania, se găsesc soluții la... Dar dumneavoastră nu poate să-și permită la fiecare al doilea, al treilea camion să vină din Germania și să rezolve aceste probleme. Deci ele se rezolvă. Deci până la urmă noi taxe nu achităm. Deci oricum ele se rezolvă și Moldova are nevoie de aceste ajutoare umanitare. Dar trebuie întotdeauna de mers la un minister, la altul, de solicitare de credință cu cuiva. Ceea ce considerăm că nu este corect. Wir haben im Lauf der Tätigkeit, ich habe das vor einigen Tagen mal zusammengerechnet, insgesamt der Republik Moldau humanitäre Hilfe im Wert von 60 Millionen Euro zukommen lassen. Wir zahlen jeden Transport mit 3.600 Euro für die normale Abwicklung und pro Tag 250 für unzumutbare Standzeiten. In anderen Ländern, wir sind ja weltweit aktiv, nicht nur in der Republik, haben wir diese Schwierigkeiten nicht. Nur in Moldau, ob ich in Afrika, ob ich in Afghanistan, ob ich in Kasachstan oder in der Ukraine oder in Russland gewesen bin, dieses Problem gibt es nicht. Das heißt, die humanitären Transporte gehen auf die Diplomatenspur nach den Vereinbarungen, auch unseres Konziliums, und werden dort bevorzugt abgefertigt, ohne jedwede Gebühren. Ich bin heute Morgen, wie Sie es, eine Schriftstück ist gekommen, den unser Anwalt hier gezeigt hat, in dem erstaunlicherweise Sachen drin stehen, die Sie vielleicht einfach mal den Leuten sagen können. Wir haben calculat ajutorul umanitar adus Republicii Moldova parcursul ultimelor 25 de ani, pentru că am fost determinat să fac din cauza acestor, deci celor ce se întâmplă în ultimul timp. Și pot să vă declar cu siguranță că Asociația Pro-Humanitate a adus în țară din 89 ajutor umanitar în sumă de peste 60 de milioane de euro. Fiecare transport expediat în Republica Moldova ne costă 3.600 de euro. De aceea, orice zi de staționare inopinată, care v-am zis că este 250 de euro, sigur că este deja intolerabilă. Acest sens vreau să vă spun că am activat în Africa, am acordat ajutor umanitar în Africa, în Afganistan, în Kazahstan, în Ucraina, în Rusia și
Nicăieri nu am găsit probleme, așa ca în Republica Moldova, sau dacă apăreau, ele se rezolvau și erau rezolvate. Aici ele apar, ele un timp se rezolvă pe un timp, se rezolvă temporar și apoi apar din nou. Deci nu există, nu a fost până acum posibil o rezolvare așa pe parcurs. Acum ne-am uitat în legea cu privire la ajutoare umanitare acordate Republicii Moldova. Deci legea din 28 noiembrie 2002. Și suntem aici foarte mirați să aflăm unele lucruri noi pentru noi, pentru că, bine, noi în sens că sunt pe hârtie, dar nu se fac în realitate. De exemplu, articolul 23. În articolul 23, alineatul 2, este foarte clar stipulat. Vămuirea bunurilor ce constituie ajutoare umanitare se efectuează în mod prioritar. Atunci ne întrebăm de ce până acum camioanele noastre au staționat până la, uneori până la 7 zile în vamă, sau au stat în rânduri toate ceilalte camioane care aduceau, de fapt, deci care erau cu mărfuri economice. Deci, dacă este stipulat în lege, de ce nu s-a respectat lucrul acesta? Deci, după când am înțeles din întâlnirea care am avut-o cu reprezentanții serviciului VAMAL, VAMA a primit indicații clare că ajutorul umanitar trebuie să fie efectuat în mod prioritar. Deci legea este din 2002, iar VAMA a primit aceste indicații clare din 2014. Deci, după cum am fost asigurați, există deja la Leușeni un coridor verde pentru ajutorul umanitar. Important este acum ca toți cei care aduc ajutor umanitar să cunoască această informație, pentru că noi de-abia ieri am aflat-o, iar ea este valabilă de 2 luni. Deci noi n-am știut de ea, am aflat ieri, dar legea este din 2002, pur și simplu era literă moartă. Alt articol interesant în această lege care nu funcționează, adică articolul, cel puțin cu noi, nu a funcționat, este articolul 27, privind finanțarea cheltuielilor aferente recepționării ajutorilor umanitare. Deci este clar scris în cazurile când ajutoarele sunt destinate instituțiilor medicale sau sociale, ori persoanelor care au suferit în urma conflictelor armate sau calamităților naturale, finanțarea cheltuielilor aferente recepționării, încărcării, transportării, descărcării, depozitării, păstrării și distribuirii ajutoarelor umanitare poate fi efectuată din mijloacele bugetului de stat. Noi am adus tone de medicamente, echipament medical, niciodată statul nu s-a implicat în sensul ăsta. De aceea, solicitarea este măcar să nu ne pună piedici. Dacă măcar acest lucru nu este, măcar să nu ne pună piedici. Asta am vrut să vă spun în privința prevederilor legale, iarăși din 2002, dar ceea ce pe noi, în mod deosebit, ne interesează în cazul dat este acea vămâire, deci vămâirea bunurilor ca ajutoare umanitare să se efectueze în mod prioritar. Noi ne bucurăm că acest lucru va fi posibil și, după cum am fost asigurat de serviciul VAMAL, va fi posibil.